practic să nu apese așa de tare, să nu fie o presiune așa de mare și să nu deformeze pe muntul pe care lucrezi. Ce interesant la partea din spate, după cum spuneam, tractorul ăsta e foarte scump, poți să adaugi orice accesoriu de agricultură, pluguri, semănător și așa mai departe, sincer, nici eu nu le știu pe toate, însă brațele astea două poți să ridice 12 tone și ca să nu mai mergi până în interior să le manevrezi, aici au un buton de unde sus, jos, poți pur și simplu să le ridici nivelul sau să-l lași mai jos. E tehnologie aproape full LED pentru care are 21 de faruri, însă aceste două becuri din față de poziție sunt halogen. Cei tare e că 360 de grade ai lumină la acest tractor și din interior poți să stingi, să aprinzi becurile unde ai tu nevoie să vezi sau unde ai tu nevoie să pui mai multă lumină. Trebuia neapărat să pun un cadru să vă arăt cum sunt farurile și în spate, pentru că, sincer, e prima mașină din viața mea care are faruri în spate, că de obicei mașinile care le știu au doar stopuri, asta are și faruri, ca să-ți lumineze plugul și pământul. Datorită faptului că mereu vei sta